dumneavoastră sunteți acolo la guvernare să găsiți modalitate să vă duceți întrebarea și să-i ascultați pe dânsii. Și să veniți repede cu răspuns, nu așteptați iasă. Nu avem pierdut nici, am pierdut, am tăiat. Nu își pierdut băieță. Și faceți când iesă și cu săpele, cu furșile, și faceți voi. Fiecare la duc și fac treaba lui. Noi ne facem treaba lui și așteptăm răspuns la noastră. Întâlniți-vă, faceți acolo și treabă. Chereți, puliopșeală, din partea și ei, din partea și elantă. Dați-vă țăraniște. Faceți ce n-am înțeles, să nu zic. Așa, cu legea privire la asigurarea subvenționată. Ea iese deja în Parlament, guvernul a promovat-o. În toamnă o să fie. Legea o să fie aprobată în Parlament în această toamnă. Ea a ajuns acolo când Parlamentul n-a reușit ca să o aprobe. Anul trecut, cine ne-a încurcat nou ca să ne întoarceți când ne-a stricat gradul? Pagubile, chiar nu știu cine v-a încurcat. Știți de ce? Pentru că așa e atârnarea, ca să nu deie și gata, asta e problema. Anul trecut nu a fost pandemie și nu a fost nimic. Au făcut acte, gata, rezolvăm, nimic nu s-a rezolvat. Și așa de an cu an, 30 de ani de independență, 30 de ani de bătaie de joc. Eu vă promit că venim cu ajutoarele reieșind din posibilitățile bugetului. Astăzi avem 200 de milioane aprobate, o să mai fie 100 de milioane în toamnă. Iată, astea eu vă le promit, ele sunt și o să fie. Și agricultorii au blocat traseul Hâncești, Rusca. Asta după ce ministrul agriculturii nu le-a oferit niciun răspuns la cele patru revendicări, întrucât în bugetul de stat nu are existat suficient de resurse, astfel că compensația de 1000 de lei per hectar să fie majorată până la 3000 de lei. Polițiștii anunță oamenii șoferii să facă calea întoarsă, pentru că traseul este blocat.